Poftiți! Pa, luați plasițeica! În acest mod a fost întâmpinat fiecare elev de gimnaziu care s-a hotărât să vină astăzi la târgul educațional. Aici, reprezentanții celor mai cunoscute licee au încercat să-i convingă pe viitorii liceeni de ce ar trebui să aleagă școala lor. Nu trebuie să aleagă Colegiul Național Traian Pestre, pentru că este un mediu de învățare mai eficient și de asta am ales și eu tot așa Colegiul Național Traian. Avem ca ofertă la profilul uman o clasă de filologie și una de științe sociale, 28 de locuri pe clasă, iar la profil real matematică, informatică, două clase de biling. Avem 56 de locuri la învățători educatori, filiera teoretică, profil real, specializări, matematică, informatică, 28 de locuri, științele naturii intensive, engleză, 28 de locuri, științele naturii, 28 de locuri, fără intensiv engleză. Filiera teoretică, profil uman, specializări, filieră bilingvă engleză, 28 de locuri, filologie, 28 de locuri, științe sociale, 28 de locuri. Pentru a vedea cu adevărat ce îi așteaptă în anii de liceu, elevii care învață la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto au adus cu ei și macheta uneia dintre mașinile utilizate ca material didactic. Băieți, v-ați ales o specializare bună. Da, de cată se învață bine meseria. Și se caută auto-mecanică. Ești pasionat de mașini? Da. În urma eforturilor, școala este dotată cu tot ceea ce trebuie pentru ca procesul de învățământ să se desfășoare normal. Așteptăm tineri, absolvenți de clasa 8-a pentru diferite domenii auto, atât electric cât și mecanic, și în domeniul transporturilor. Între colegii lor și cu ambele mâini pline de pliante, Gabriela și Vlăduț își fac timp să ne spună că au venit aici pentru a lua o decizie importantă pentru următorii 4 ani din viață. M-am oprit la Colegiul Ștefan Odobleja pentru că eu vreau să mă duc mai departe pe profilul învățător. Am dat probele și le-am luat. Am văzut că ai luat foarte multe pliante. Da. Ai ceva la care te-ai gândit, un liceu anul? La economic, da. Ce te atrage la această școală? Cred că este un liceu bun, profesori buni. Vezi profesând în timp una dintre meserile de la această școală? Da. Cum ți se pare oferta educațională de aici? Găsești suficiente informații? Vă ajută? Ne ajută foarte mult. Este prima dată când vii? Da. Ca în fiecare an, reprezentanții inspectoratului școlar au fost alături de viitorii liceeni la acest eveniment, împreună cu cei care se ocupă de consilierea elevilor pentru a-i ajuta să facă alegerea potrivită în acest caz. Toate unitățile școlare care au clasa a noua și am văzut că și inclusiv CJRAE și-au adus aici informațiile despre unitatea școlară și au creat un stand, astfel încât elevii de clasa a 8-a să fie informați din școli și prin școli. Este foarte important ca atunci când ia decizia să nu fie luată la influența unor factori care au mai puțină legătură cu educația. Este cel de-al treilea an de implementare acest eveniment, fiind cunoscut sub numele de Ziua Consilierii. Concomitent cu activitatea din Casa Tineretului se desfășoară o activitate similară și în alte centre din județul Mehedinți, în speță la Baia de Aramă, la Orșova, la Strehaia, la Vânju Mare și la Cușmir. Aceasta a fost cea de-a treia ediție a Târgului Educațional, organizat la Drobeta, Turnu Severin.